Scrierea la liceu se adaptează în noi realități și se va face online. Am obținut în exclusivitate propunerea Monicăi Anisie, prin care vrea să-i pună pe părinți și pe elevi să completeze opțiunea pentru liceul dorit de la distanță. Dacă nu au computer sau internet, o vor face prin telefon cu secretara școlii. Evident, elevii se tem că un click greșit sau o neînțelegere le-ar putea schimba viitorul. Ca să-și înscrie copiii la liceu de la distanță, părinții trebuie mai întâi să treacă pe la școală. Pe 2 iunie încep ședințele de instruire. E primul paradox propus de Ministerul Educației. Întâlnirile dintre părinți, elevi și reprezentanții școlii pot fi organizate și online, prin fax sau telefonic. Situația devine și mai complicată abia după încă o lună, atunci când elevii trebuie să completeze și fișele de înscriere. Atenție, orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită, spune Ministrul Educației. Practic, responsabilitatea va fi dublă anul acesta. Ar fi mai ușor să le pun pe foaie. Ar trebui să fie un profesor dirigintele care ar trebui să ne întrebe. Chiar și elevii obișnuiți cu tehnologia au emoții pentru noua procedură. Trebuia să mă duc cu dosarul fizic, să fiu acolo să depun dosarul pentru liceu. Mi-e teamă într-un fel că, na, nu știu, se va întâmpla ceva. Este cu două tăișuri, pentru că dacă tu ai greșit ceva pe înscrierea online, nu mai merge modificat. Așa, în schimb, înainte se făcea înscrierea online, dar se verifica la școală. Un număr, dacă este greșit, se schimbă tot din ce faci tu acolo. Emoții provoacă și examenele naționale. Părinții speră ca elevii să se poată concentra și în același timp să fie în siguranță când se întorc în bănci de luna viitoare. Școlile din sectorul 1 al capitalei au cumpărat deja tuneluri cu dezinfectant și măști de protecție pentru copii. Pentru alte sute de școli, însă, măsura rămâne doar un vis. Cum să reziste și copiii de la țară? Administrații publice locale responsabile au verticală de decizii politice și de finanțare adecvată a mediilor respective, finanțare în cadrul căreia, inclusiv dimensiunea educațională, să se regăsească în mod consistent. Este o ocazie foarte bună de a ne arăta că ne pasă cu adevărat, de la munte până la mare și de la sat până la oraș și din câmpie până la dal și peste tot. Evaluarea națională începe pe 15 iunie, iar rezultatele vor fi afișate pe 22 iunie.